Bine v-am regăsit, stimați prieteni, la încă o ediție de legendă, așa o consider eu și așa vreau ca și dumneavoastră să spuneți la sfârșitul acestui podcast, aici la Imbold Media. Mai întâi de toate vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase pe care le lăsați, să vă mulțumesc pentru rezonanța dovedită față de munca noastră, față de tot ceea ce încercăm noi să facem, atât pentru muzica populară românească, dar cât și pentru cultură în per ansamblu. Dragii mei, pe parcursul emisiunii am să vă răspund la întrebările pe care le-ați lăsat, referitor la parteneriatele pe care le doriți cu noi și, așa cum am spus și data trecută, noi suntem deschiși pentru că această platformă este făcută pentru dumneavoastră, pentru a crea o comunitate de oameni cu idei, de oameni frumoși, de oameni iubitori de frumos, ceea ce încerc eu în cadrul acestor interviuri de personalitate, cum le numesc eu. Vreau să vă spun că în această zi am muncit foarte mult, mi-am zăpăcit creierii să pot să gândesc încă o ediție frumoasă, pentru că vreau să vă aduc ceva aparte. Chiar dacă de fiecare dată spun lucruri mari despre invitați, când spun ceva aparte, mă refer atât la voce, atât la om, la personalitate și la caracterul acestui artist ce astăzi a venit la noi. Dragii mei, dintr-o zonă extrem de bogată folcloric, dintr-o zonă, să spun așa, multeșită de atâtea valori, poate singura voce ce vine din județul Vâlcea, ce chiar a știut să jongleze printre marile artiste, mari artiști, prin simplul fapt că nu a copiat și nu a imitat nimic din clasicul zonei, din clasicul repertoriului. Doamnelor și domnilor, dacă este un om firav, un om sensibil, Dumnezeu a înțeles că trebuie să, prin această voce, să pună sensibilitate. Sensibilitatea pe care dumneavoastră o simțiți, acea vorbă a noastră românească, se ridică părul pe mâini, sau mi s-a făcut părul ca de găină, această artistă, fără să vrea, prin darul de la Dumnezeu, a putut să-l pună în cântece frumoase, a putut să-l pună în apariții TV și a putut să-l pună și în viața personală, o viață de film, ar spune unii, o viață pentru un scenariu de telenovelă. Iubită, apreciată, dar modestă și, după părerea mea, un om ce nu a vrut decât să își croiască drumul până la un punct de rai cât a crezut că este necesar. Vorbeam înainte de interviu despre această bătaie și această junglă a noastră. Este un om ce m-a liniștit și pe mine astăzi și nu că m-am împiedicat să nu lupt, dar am învățat să mă mulțumesc cu cât este. Dumnezeu, nu știu dacă realizează, dar cât de iubită este și apreciată. Doamnelor și domnilor, în această zi povestim, vorbim și mai ales cântăm alături de marea noastră interpretă a românilor, doamna Maria Ghine. Să rămânile și mulțumesc pentru prezență. Bine te-am găsit și am regăsit pe cei care urmăresc acest podcast. M-ai umplut de emoție, ai vorbit atât de frumos, poate că prea mult pentru mine. Eu nu fac decât ce mi-a dat Dumnezeu să fac, să cânt. Și poate că de foarte, foarte multe ori transmit plângând sau râzând sau bucurându-mă exact cum este mesajul cântecului. Sunt cel mai fericit om atunci când sunt în fața publicului și
Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că urmărind colega mea, Neta Soare, în podcastul pe care l-ai realizat, mi-am dat seama ce tânăr, până la urmă, cu un foarte bun drum așa în a-ți urma povestea vieții ești. Mulțumesc din suflet. Mi-aduc aminte că dumneavoastră, asta ca să vedeți că nu sunt începător și am îmbătrânit în meseria asta, mi-aduc aminte, era o televiziune nou înființată atunci, 10 TV, mi se pare că ulterior a devenit Digi24 și nu știu cum ajunsesem eu, cum am dus pe acolo, pe la ce director am fost eu direct cu plan, știți că am făcut o emisiune de Paște Da. la Muzeul Satului. Am să caut și acea înregistrare, dar vreau în această zi, în calmul dumneavoastră și în calmul celor de acasă, să le aducem povestea vieții artistei Maria Ghine. Îți mulțumesc frumos. Eu sunt tare fericită atunci când un om mă întoarce de unde am plecat, la rădăcină. Tudorul a aprins în mine cu inima arsă. După ani și ani de zile m-am întors acasă. Deschid poarta ruginită, prin iarbă pășesc. Un bătrân și o bătrână mirați mă privesc. Deschid poarta ruginită, prin iarbă pășesc. Mai bine împărțeam o pâine, trăiam cum puteam. Și poate trăiam mai bine dacă nu plecam. Astea părinților mei, grijile și dorul, le-au luat puterea de tot și le-au albit părul. Privit plângând la tata cât am cărunțit, iar mama de gri și doruri s-a mai gârbovit. Sărut mâna mama mea, sărut mâna tată, m-am întors și nu mai plec de aici niciodată. Sărut mâna mama mea, sărut mâna tată, m-am întors și nu mai bine împărțeam o pâine, trăiam cum puteam. Și poate trăiam mai bine dacă nu plecam. Astea părinților mei, grijile și dorul, le-au luat puterea de tot și le-au albit părul. Doamna Maria Ghine, așa cum am spus, folosesc și eu clișeul tuturor. Începem cu începutul. Începem cu începutul. Dumneavoastră veniți din județul Vâlcea. Sunteți originară din? Județul Vâlcea, comuna Olanu, sat Casa Veche. Un sat tare frumos, o comună foarte... Casa Veche, ce frumos! Casa Veche, cu toate că este un sat doar de locuințe noi. Din Casa nouă, fericire, atunci, da, acum. Din fericire oamenii s-au reîntors la în locurile de unde au plecat și mă bucur când, ieșind la pensie, aleg să rămână în satul de unde au plecat. E o comună ce vine mai spre Drăgășan sau este chiar spre... Este o comună la interferența județului Olt cu Vâlcea. Dincolo de satul meu, Casa Veche, începe Vitomireștiu, care este al județului Olt. Județului Olt. Da. Proveniți dintr-o familie simplă, o familie modestă, tata fiei țărănaușoară a lucrat la petrol, mama casnică, doi copii, eu și fratele meu, tata voia să mă facă contabilă, dar eu n-aveam treabă cu... Meseriile da. Inginer, contabil da, și da. Dar birocrat. Eu eram îndrăgostită de cântecul popular. De ce? Pentru că bunica mea, fiii țărnau o șoară, avea un difuzor
în prispa casei și în fiecare dimineață mă trezeam cu mari artiști, cu Maria Tănase, cu Maria Lătărețu, cu Achim Nica, cu Dumitru Sopon, cu Maria Ciobanu, cu Maria Cornescu. Era așa un început care mă bucura în fiecare dimineață. Toate numele și toți artiștii care au deschis calea către cântecul popular modern, să spun așa, în sensul aparițiilor, radio, TV, marile noastre personalități cu care noi, eu, dumneavoastră și cei care ne urmăresc, ne mândrim și sper că și țara, pe ansamblu, să înțeleagă că acești oameni chiar au lăsat ceva important în lumea lor și au deschis un drum. Dacă nu existau, noi n-am fi putut avea niște repere și nu ne-am fi putut ghida cumva. Eu, în momentul în care am fost angajată și am avut primul contact cu doamna Maria Cornescu și apoi cu Maria Ciobanu, n-am putut să dorm câteva nopți de bucurie. Nu venea să cred că totuși eu am stat în același loc cu dumnealor. Dar revenind de la locul natal, părinții iubitori de muzică populară? Părinții iubitori în sensul de... cumpărau discuri, da? Erau... Părinții iubitori de muzică populară, bunicul meu, Fiețana Ușoară, îmi spunea bunica că mă prețuia tare mult și zice, știi, la vremea când tu erai la vreo 4-5 ani, te lua la un prieten de-al lui care făcea petreceri și te punea pe masă, zice, tu aveai un paltonel așa roșu și îți puneai mâinile în șold și cântai. Și spunea, zice, să știi, teleață, că fata asta va fi o mare artistă. E, vedeți, aceeași întâmplare ca și copilăria doamnei Maria Ciobanu. Doamna Maria, vreau să știu primele note muzicale prin curte, pe unde au fost? Sau așa șoptite? Că dumneavoastră sunteți gen de mai șoptit, mai încet, da, așa, să nu deranjați. Primele note muzicale erau în zarzăr. Eu eram Maria Ciobanu și fratele meu era Ion Dolănescu și cântam în zarzărul ăla acolo, în spatele bucătăriei, și vecinii mei făceau o casă și spuneau tatălui meu, Oane, copiii ăștia ai tăi sigur vor fi interpreți de muzică populară, că ne-au nebunit de azi dimineață, până acum. Da. Odată cu trecerea anilor, ați luat cât ați stat acasă, mă refer, ați luat în serios ceva cu cântatul? Adică vă trezise pe creier ideea de... Da, dar copil fiind, făceam totul... Că știi că doar un copil, el cântă și se manifestă necontrolat. El așa simte, așa face. Așa face, da. Și prin clasa a treia, a patra, aveam un învățător pe nume Rostogol, care știa și la acordeon. Și spunea, zice, măi, Neoane, fata dumitale cântă. E muzicală. Da, zice, hai să o trimitem la Cireșari. Cireșari era un festival la Vitomirești. De fapt, la Dănicei. Și eu nu mă duceam pentru premiu care se preconiza a lua. Eu mă duceam pentru ceea ce trebuia să primesc, pentru un coș cu cireșe. Ăsta era darul. Ăsta era darul. Da. Și m-am dus acolo, copil fiind, am luat coșul ăla de cireșe, eram atât de fericită. Cred că și mai rău s-a accelerat ideea de artist. Da. O măicuță supărată stătea și plângea la poartă, lacrimile le ștergea cu colțul de la basma. Maică, măiculița mea, măi, lacrimile le ștergea cu colțul de la basma. Maică, măiculița mea, poștașul la poartă,
tatăl meu, care era un foarte petrecăreț om, când erau fedeleșurile alea la țară, că la vremea mea nunțile se făceau de 3 zile și începeau de sâmbătă după amiază până marți dimineață. Și când aveam lăutarii în satul meu, Mergeați mergeam la să-i fedeleși ascultați? și îi spuneam: tată, dar nu le spui să cânt și eu un pic cu dumnealor? Eu copil fiind. Păi da, te descurci. O să mă descurc acum, o să, dacă eu o să-i rog, îți dai seama că nu vreau să te fac de râs. Și cântam. Țin minte că am avut foarte multe fedeleșuri unde veneau părinții dirijorului Cristi Caliu de la Râmnicu Vâlcea. Face parte dintr-o familie de Cu muzicieni, da, și mama și tata tradiții și sora. bine rădăcinate în Da, această da, da, da. meserie, da, într-adevăr. Și cântam și mă simțeam tare fericită. Și spunea: Neoane, păi începe fata asta și nu se mai termină, să știi că artistă se va face. Și au fost așa niște... Maestru Caliu era tot învățăcel în perioada aia. Da, pentru că Tot noi învățăcel. ne-am angajat cam în aceeași Știu, știu, perioadă. vom Da, discuta că e interesantă acea zonă, că a dat segmentul zonei de unde provenim pur și toți. simplu. Da. Clasele primare le-ați terminat. La Olanu, 5-8, și apoi liceu l-am început la liceu economic Din din Râmnicu Râmnicu Vâlcea. Vâlcea. Și Cum a fost apoi plecarea? Adică întâlnirea cu orașul, că. eu îmi doream tare mult să plec de la țară. De ce? Pentru că în fiecare vacanță eu trebuia să fac normele mamei La și CAP? la ceape. Și Ah. trebuia să pun roșii, și trebuia să pun varză, și trebuia să culeg căpșuni, și trebuia să scot cartofi. Și Ați ziceam: furat din Doamne, avutul statului? nu, Nicio pentru că căpșună, nici nici, nimic? nu, dar Puteți spune eram, că e prescris să facă. nu, n-am furat, dar eram tare fericită. De ce? La vremea respectivă, de fapt și acum am reîntors la modul ăsta de a-mi exprima bucuria, aveam un râs care făcea ca toți ceilalți vecini ai mei de rând să mă ajute să scot rândul la capăt, doar să îi bucur cu râsul meu. Era un râs așa, un râs care era molipsitor și râdea toată lumea și nu știa de ce. Păi știți că, deși cei de la CAP, săracii care au muncit cel mai mult în acea vreme, în acel regim, ei nu au fost înregistrați ca la oficiul Da, da, forțelor de da, muncă. da, da, Ați putea să mergeți să luați o pensie da. așa minimă și de la CAP. Nu. De ce Via nu? ta mama are o pensie Da. și mă bucur că o are, Deci că... asta, vedeți, cum spune maestru Ion Cristoiu, idolul meu, bine, dumnealui jur. Nu pot să-l numesc jurnalist, că l-aș jigni. Gazetar. Vedeți, asta e o știre. Maria Ghinea lucra la CAP. Corect, da? Da, Am scos-o și făceam. prima știre. Făceam toate, adică toată vara eram acolo și ziceam: Doamne, eu trebuie să plec de la Olan, eu trebuie să învăț în primul rând ca să iau examenul și să plec. Tata voia la un moment dat să mă facă contabil la CAP, acolo unde biata Deci mama, trăgea tot să vă țină pe acasă, acolo, tot da. acasă. Și eu am zis: Doamne, deci eu nu pot să fac lucrul ăsta, eu trebuie să plec de aici. Dar mama, așa, între discuțiile ca mamă, fică sau prietene, cât era la acum să poartă prietenia între părinți, atunci mai, așa, mai puțin, era de acord cu plecarea? Fără Mama, să audă tata, așa, fără să. mama săraca era un om umil, cum de altfel și astăzi este la fel, și îmi spunea: Mamă, tu pleci, dar trebuie să ai grijă ce faci, că afară din comună oamenii sunt răi A, deci și tot cu tot cu teama grija mea, de. da. Și zicea: Trebuie să știi ce faci acolo, pentru că dacă tu vei greși, tactul ne omoară pe Ne amândouă. omoară pe Și eu amândouă, ziceam: da. Doamne, dar ce trebuie să fac eu? Ce greșeală aș putea eu face ca tata să ne omoare pe amândouă? N-am înțeles, pentru că relația de prietenie nu era atât de mare, apropiată mama de fiică. Ați intrat la liceu. Am intrat la liceu economic, unde am absolvit 2 ani, iar între anul 2 și 3 trebuia să dau un alt examen, Treaptă, o altă o altă treaptă, cum era treaptă, atunci, da. da? Și Deci asta însemna 1, 2, până clasa 10.
Deci în clasa 10 a trebuit să dau examen ca să pot trece în clasa 11-a. Ați intrat la liceu. Da. N-ați început cu fetele, cu ieșitul. Cu... Nu prea cu ieșitul, pentru că mama m-a dus la internat. Ah. M-a dus la internat, aveam cantina internatului, deci totul era foarte, foarte bine stabilit. Și n-am prea avut găși decât în internat, adică eram patru fete în casă, în cameră și cam atât. Dar s-a făcut ca eu să pic prima la treaptă. A, după clasa 10, După clasa 10-a, da, și apoi, având o medie mare, am fost redistribuită la liceul de chimie din Râmnicu-Vâlcea. Primele 8 fete am picat și apoi am fost redistribuită datorită mediei mari. A, ați picat examenul, dar prin Dar, media ați fost da, redistribuit. A, am înțeles, repartizate, am da. înțeles. Păi și clasa 9, 10, e În frumos pe clasa 9-a, afară, e frumos 10-a, peste tot. da, clasa 9-a, 10-a, în clasa 9-a, 10-a, tata trebuia să-mi dea, mai spus-o undeva, trebuia să-mi dea 670 de lei în fiecare lună. Și când venea sfârșitul lunii, O parcă sumă venea sfârșitul măricică. pământului și zicea, iar vine fita să-i dau Da, 670 de o lei. sumă măricică. Și atunci eu, cochetând cumva, cu muzica populară în ansamblurile de amatori. A, deci deja Deja începuseți începusem să cu colaborez, da? ce ansamblu de amatori erau? Liceu avea orchestră? Nu, începusem cu Izvorașul. Izvorașul era orchestra combinatului chimic. Aha. Da, și atunci Mai am știți cu zis... cine a fost, s-a mai ridicat cineva de atunci, dintre amatorii de atunci? Cam. Cam nu. Cam nu. Nu, pentru că ei se mulțumeau cu scoaterea din producție Ah, da. și mergeau la spectacole și se simțeau mult mai bine așa, adică aveau cumva salariu asigurat și asta era Se un duceau fel să se de... cânte, cum Da, se spune da, acum. da. Și atunci am găsit o orchestră din sat și am zis că merg cu ei la nunți, pentru că voiam cumva să-l ușurez pe tata de greutatea asta de a-mi da 670 de lei în fiecare lună. Și m-am dus la nunți și am început cumva să mă și ferez de copii și de toată lumea, că nu știam dacă fac bine sau rău. Până când doamna mea dirigintă a observat, am avut așa un dialog mai mult de mamă-fică și mi-a spus că Femeie educată, femeie de foarte oraș și și... foarte și ținea foarte mult la mine, doamna Dragoș. Și mi-a zis, nu, tu nu faci un lucru rău, tu faci un lucru de apreciat, tu ești bună de dat exemplu în momentul în care îți câștigi singură banii pentru cantină și internat. De ce? Pentru că atunci când tata îmi dădea bănuții ăștia, eu împreună cu o colegă de-a mea, cu Lili Tălmaciu, care era colega mea de bancă, luam amândouă o cartelă. Și cumva de diferență ne îmbrăcam, că tata nu puteam să-i mai spun că mai vreau și bani de haine, că era oricum prea Ah, mult. erau banii Da. de internat, cartela la mâncare La sau mâncare, la da, și cantină, da. cumpăram amândouă o cartelă și zic, Lili, uite, cumpărăm amândouă o cartelă și mâncăm, zice, dacă mâncăm, mai lasă, că dimineața doamnele de la cantină ne iubeau și ziceau, uite, putem să vă dăm un meniu dimineața, că n-a venit nu știu cine să mănânce Da, și da, da, avem. și... Da. Deci, primele cântări cu un taraf sau o orchestră Au cu fost cu cele de orchestra amatorii, Izvorașul, da. Da. izvorașul. Păi și revenind la ceea ce am spus eu, că e soare, că e frumos, clasa 9-a, 10-a, Clasa 9-a, ochii să 10-a... clătesc mai ușor. Clasa 9-a, 10-a mă îndrăgostisem de tata lui Alexandru. Și Dumnealui fiind era din aceeași, este din aceeași comună cu mine, din sate sate diferite, diferite. da. Dar tata și mama nu mă lăsau, era hora satului la noi în comună, Se care făceau începea, da, săptămânal? se făceau E, în fiecare duminică. În ca fiecare să duminică. înțeleagă și cei mai tineri, Deci, că în ați fiecare fost cam ultima duminică, generație care ultima ați prins, generație dar care am prins, ce însemna ora asta să prinde, de însemna fapt? că se adunau toți tinerii.
Și acum trebuie să spun un secret. Din jumătatea căminului, A, deci la cămin. da, în căminul cultural, jumătate din cămin era cumva folosită de cei care aveau studii superioare. Adică studenții stăteau într-o parte și Mai ceilalți mici. mai mici stăteau în cealaltă parte. Cumva eu Ah. îmi doream din suflet să pot ajunge în Un partea mediu un pic cealaltă. Da. mai înalt, așa, printre ei. Da, și tata lui Alexandru era un băiat tare frumos, dar din păcate eu nu prea puteam să rămân la horă pentru că tata îmi spunea, nu știu, pleci de acasă, dar la scăpătatul soarelui vii acasă. Asta Și însemnând ora tocmai școala. atunci începea. Da. Da, tata lui Alex, domnul. Dani se Domnul numea, Dani, domnul da. Dani, era pe loja superioară. Nu era pe loja superioară, dar el era un băiat care locuia în oraș și era un băiat cumva foarte curtat de fete. La vremea respectivă, doar așa puteai să ai buletin de oraș, căsătorindu-te cu un băiat din Buletin de oraș. București, Buletin buletin de de București, București. da. Asta însemna că dumneavoastră vinerea sau weekendul vă întorceați la țară de la internat. Mă întorceam la țară de la internat și plecam duminică după amiază, câteodată sau luni dimineața cu autobuzul. Bun, și ce s-a Și întâmplat? m-am supărat cu el În oraș vă mai întâlneți? În cursul săptămânii? Mai rar, mai mai rar, rar. pentru că nu aveam așa multă libertate. M-am supărat pe el că datorită lui n-am luat treapta asta, că am avut așa înainte de examenul un dialog care m-a bulversat și am zis nu mai vreau să vorbesc niciodată cu acest băiat, pentru că datorită lui eu am Adică ceva pierdut de gen, nu știu. că fusese cu o fată, că A, adică deci nebunii de ceva. astea de copii. Da. Dragoste din ce se începe, din inele și din bete. Să mă prăpădesc ca pirul, să-mi floresc ca trandafirul, leleleleșa mea, și apoi S-a răcit. s-a răcit relația, eu am mers mai departe și Ați terminat. în ultima săptămână, când eu dădeam bacalaureatul, Dumnezeu a făcut să ne întâlnim la o cofetărie. Și colegele mele care îl știau, că practic cele 8 veniseră cu mine la liceul de chimie, l-au invitat la masă, eu n-am vrut, el a spus că Tot frumușel rămăsese tot așa, frumusel da. rămăsese, da, și eu n-am vrut, am zis că nu vreau să stau cu el și el a zis că e Au, dar foarte v-a rănit rău supărat, da, în dar seara rău de atunci. tot în ziua aia, da. Și eu sunt un om foarte calm. Din firea mea și foarte tolerant și Cred că și ușor de convins, cred dar în că. momentul în care S-au pus gurile. Hai fată, hai fată. nu, dar în momentul în care mă super, nu mai intri niciodată la sufletul meu și așa și cu el era. A, dar totuși v-ați dus. Nu m-am dus, Nu m-am v-ați dus la o dus? altă masă și auzeam cum le povestea, că E, el e vedeți? supărat. E, acum și cu supărarea dumneavoastră, vedeți? Totuși parcă nici Da, în cameră n-ați vrut să Să rămâneți. rămân, da. Și apoi am zis, Ce prăjitură v-ați comandat? păi savarină, că astea era la modă. Da? Da, savarina și amandina și briforul. Astea Briforul, nu știu ce, dar astea era un două. suc de portocale care doar la vremea mea se mai putea bea. Conținea portocale sau? Cred că da, atunci. Aha, Atunci da, atunci da. da. Bun, și în seara aia, el cu Și fetele el pe cu acolo. fetele și l-auzeam că e supărat, că o fată pretinde că e gravidă și că vreo 4-5 băieți sunt pretendenții a fi tatăl tații copilului.
Ce cu e Și moda, așa, nu prea se da? mai știe, Da? da. Și eu zic că și mari prietena mea Asta ca să zice înțeleg. Deci aia era gravidă și gravidă, dar nu pretindea ieșea la număr, care... da, vreo 5 băieți care trebuiau să fie părinții celui mic. Și eu așa în glumă zic, și vrei să te ajut eu? Și el Păi a cum să zis, ajută? Ce să-i faceți? da, zic, cum? Păi te căsătorești cu mine? Dar eu în glumă zic, da. Și gluma asta a făcut ca a doua zi să mă caute la internat și zice, tu ai vorbit serios? Deci pentru el în perioada era nasoală treaba Da, cu... era Dacă vremea era lui băgat pe lista aia Ceaușescu, cu... era o nebunie, păi da, făceai pușcărie pentru lucrul ăsta. Și eu zic, da, te ajut. Deci ați mers așa ca o barcă Da, în derivă cu da, ăsta cu... și zic, cum te pot ajuta? Păi dă-mi buletinul. Zic, bine, ți-l dau că și așa, eu fiind eleva liceului de chimie, puteam intra fără buletin la examen. Buletinul era de acasă, pe adresa de acasă. Nu era pe adresa Vă de acasă, făcuse dar nu de... puteam să intru în examenul de bacalaureat dacă nu aveam Fără buletinul, buletin, da. da. Și i-am dat buletinul și el a zis, să știi că mă duc să fac certificatele prenopțiale. Era Du-te o și fă ce chestie care, vrei. da, zic, Du-te și du-te. fă ce vrei, treaba Da. ta. Și zice, bine. Acum a fost așa o săptămână nebună, nu știu cum să o numesc eu săptămâna asta, că am terminat bacalaureatul, l-am luat, mă și înscrisesem la facultatea de chimie alimentară, adică nu mă înscrisesem, voiam să mă înscriu la facultatea de chimie alimentară la Galați. Inspector Da, alimentar. OPC. Da. Și în același timp, colaborând foarte, foarte mult timp cu Orchestra Izvorașul, era un basist care colabora și cu Izvorașul și era angajatul Orchestrei Vâlceanca. Nearistică fiei țări Stați o secundă mea ușoară. ca să... Deci, Vâlceanca era de amator, ținea Nu, de... Vâlceanca era orchestră Nu Vâlceanca, profesionistă, iar Izvorașul. Izvorașul era Așa. Orchestra Combinatului A, Chimic. deci Vâlceanca era închegată drept orchestră Orchestră profesionistă. profesionistă, da. Așa. Dumnealui era basist la orchestră, la Vâlceanca, dar Colabora... colabora și cu Izvorașul. Și într-o zi zice, măi Româncuțo, nu vrei să vii la concurs? Te zic, unde nearistică? Uite la Vâlceanca, există un post și uite, vină la concurs. Zic, au, ce să caut eu acolo? Eu sunt un copil Aceleași și... chestii, aia Da, unde, iar ce să... da. Și zice, bă, dacă tu vii, eu îți garantez că tu vei trece. Și mă, nearistică, Săracul om, intuiția știa, lui, nu că ar da, avea el o din punct putere de vedere sau ceva. profesional, Da, 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 da. da. Și eu zic, nearistică, de eu nu cred că pot face lucrul ăsta. Câți concurenți sunt? Păi dacă te înscrii și tu 50. Mai știți pe cei care erau pe listă pe acolo? Cine aștepta? Acum nu mai știu dintre cei care erau, dar cea cu care am rămas în barem m-a căutat, cred că acum vreo 2 ani. Era o fată tare frumoasă, o blondă frumoasă de la Voineasa. Și am rămas amândouă la barem. Din cei 50. Dar din cei Din 50, cei chiar dacă 50 nu de dați concurenți. nume, la ora actuală mai e cineva pe calapod? Adică cunoscut sau ceva? Sau... Nu, Nu. A, deci nu. erau amatori Erau și... amatori, erau copii, erau ca și mine, că eu făceam lucrul ăsta la 18 ani. Și probabil și ei aveau dorința de a putea Și fi telefonul de angajat. la această fată după atâția ani? Cum? M-a Ce... sunat și a zis că iubește tare mult tot ceea ce fac eu din punct de vedere artistic și că locuiește în Italia și că s-ar bucura ca în momentul în care vine acasă să ne vedem. Ei, ce Da, frumos, m-aș după atâția bucura ani, să o ce văd. frumos. Deci sunt de atunci, deci 87, Iar începem cu matematica, colegii. 87, 2023, sunt 36 de ani de atunci. Perfect.
36 de ani. A Da. renunțat între timp la... A renunțat, probabil, nu Așa e știu viața. din ce anume motivație, dar a renunțat. Și v-ați trezit taman și angajată. Dar nu, să ne revenim la Nu, săptămâna la asta. săptămâna aia V-ați și dus, zic că ați... am dat bacalaureatul, l-am luat, nu puteam să plec acasă pentru că eu pe 4 iulie aveam cununia civilă și dacă ajungeam la tata acasă. Păi stați puțin, că încă n-am spus de cununie. Deci după... Deci prima dată a fost bacalaureatul. Păi în săptămâna aia Păi s-au știu că în întâmplat toate, săptămâna aia, dar da, să luăm așa, a fost da, bacalaureatul. da. Cununia a fost între examenul de la ansamblu? După examenul de la ansamblu, pentru că A. examenul de la ansamblu a fost pe 2 iulie. Și pe 3 iulie am avut banchetul și le-am spus colegelor mele, e foarte bine că Da, aveți... în săptămâna asta v-ați trezit că a venit domnul Dani și ce a zis? Vezi că... Hai să te ajut. De fapt, toată viața mea am ajutat. Păi nu, dar cum a venit cu hârtie, Păi cu... el a făcut certificatele prenupțiale și mi-a Așa? spus, pe 4 avem cununia civilă. Foarte bine, unde trebuie să ajung? Păi la starea civilă, unde să fii? Și zic, bine. Da, bineînțeles că a venit și el cu mine la examenul de la Vâlceanca. A, deci începuse să-și ia rolul de soț Da, așa cât de cât. da. Dar acum, sincer, ați mers pe amintirea aia dragă de Daniel Frumos sau chiar să începuse să înfilipeze între dumneavoastră În și primul rând, mi-a dumnealui părut ceva? rău de el, că el chiar spunea că Că nu e nu e vinovat, vinovat de așa? tot ceea ce s-a întâmplat. Adevărul e că era un băiat tare frumos. Sentimentele erau. Erau, dar Dar cumva încă eu umbrite de le supărare oprisem aia. Aha, undeva, aha. le oprisem undeva și ziceam nu, că din moment ce eu am pierdut examenul, nu cred că mai merită Da, să mai și... continui cu tine, da. Deci ați fost cu soțul la La examen, examen, ați luat și examenul. La cununie cum a fost? Cu banchetul ați trimis ați adunat banchetul la cununie sau noi cum în a fost? clasă eram 40 de fete Ma, câți și băieți în clasă? nu aveam niciun A, băiat. decât clasă de fete. Eram doar clasă de fete, 40 de fete. Eu n-am avut norocul ăsta. Și le-am spus la banchet seara, eu mâine mă căsătoresc. Și unde trebuie să venim? Trebuie să Ele veniți imediat, cu în ce mă oraș. îmbrac, cu ce hai Da. repede. Da, și eu am avut noroc. Pentru că aveam rochie de banchet și cu acea rochie m-am dus și la cununia civilă. Aoleu. Păi și Gucci, Chanel, n-ați dat o fugă, Nici n-ați avut timp? nici A, n-ați con, avut nu, timp. nu Nu, se no, nu, putea. no, nu. No. Iar părinții mei a fost doamna mea dirigintă. Ai scălit, adică, cum s-ar Nu, a spune, participat cam ca și mamă, ca și ca tată, pentru reprezentant. că al părinților mei. Pentru că părinții mei nu știau. Nu știau. Tata îi spunea mamei, mă, dar fata ta E ceva, n-a trecut pe a acasă. terminat bacalaureatul, toată lumea s-a întors, fata ta de ce nu vine Aveați acasă? telefon fix acasă? Nu. Nu. Nu aveam telefon fix, La primărie sau pe unde dacă era nici ceva? măcar l-a trimis pe fratele meu să mă caute la internat și doamna pedagogă i-a zis, da, sora ta a plecat, că ea a luat bacalaureatul și a Și plecat. s-a... Da. Păi Păi unde a plecat? unde a plecat că nu e acasă? Și cineva din internat știa că eu pe 4 am cununia civilă și a zis, cred că se căsătorește. Cred că s-a mărit, am impresia. Dar bietul frate meu n-a spus N-a acasă. spus? Nu, n-a spus. Dar v-ați întâlnit cu el atunci când a Nici venit? nu m-am întâlnit. A, dar nici n-a spus. Nici n-a spus. Cred că a luat foc tata dacă... Aolo! Păi mi-aduc aminte, ne omoară pe Ne amândouă, omoară pe amândouă. nu v-ați gândit la secvența asta Păi atunci? datorită ne omoară pe amândouă, am făcut un pact cu el. O să râzi, dar i-am spus așa. Până nu mă numesc ca tine, eu vreau ca tu să mă respecti, pentru că era o nebunie. La vremea respectivă, dacă nu erai domnișoară, Da, era o da, mare da, da, problemă. da, da. Și eu țineam de lucrul ăsta, mai ales că mama îmi spunea că ne omoară și tata. Și nu puteam să... Și el, să știi că, din punctul ăsta de vedere, a fost un mare domn, că așa s-a întâmplat. Până nu m-am numit ca el, eu am fost domnișoara Ghinea. În dragoste tine de ții, stă toată dulceața vieții. Când treci de copilărie și nu știi ce o să mai fie, că inima-i
dar păstrez la inimioară prima dragoste curată din anii de altă dată. Deci, deși el umblător și fluture în florile țării... Da, m-a respectat și a mers la Olanu în ziua aia. Și... Căsătorie decât la starea civilă. Da, da. Și-a aflat tata. Vecinii au spus, măi Ioane, zice, fata ta s-a măritat. Du-te, bă, de aici, că fata mea... Ulița așa a aflat? Da. Zice, mă, să știi că eu am auzit că era acasă, eram la... A, v-ați dus la el acasă. La el acasă, da. Și a venit tata, dar ca să-și facă putere, a venit tata după ce consumase un pic de energizant. Da, și zice, a intrat pe poartă și parcă-l și vă, ce mi-ai făcut tu mie? Direct? Da. Era sprițuit bine. Bine că avea atâta dezinvoltură în a spune deci tot ce-l durea. Deci a deschis poarta cu piciorul direct când a intrat. Da, și săracul om știa sigur că eu nu mă pot nimeri cu acest băiat. De ce? Și diriginta, după ce am ieșit din sarea, de unde am semnat, de la sarea civilă, m-a luat deoparte și mi-a spus, zice, eu știu că e cel mai frumos moment din viața ta, dar tu nu vei rămâne cu băiatul ăsta. Chiar în ziua cununiei. În ziua cununiei. Și am zis, de ce? Nu vă potriviți absolut deloc. Doamna a făcut psihologie la vremea dumneavoastră. Cartea veche, da. Bună, da. Și a zis, o să ne mai întâlnim. Și căsnicia a fost scurtă. A fost de 2 ani. Ați stat în oraș? Stat în oraș. Dumneavoastră angajată la ansamblu deja? Eu angajată la ansamblu, fericită că sunt la ansamblu. El era muncitor într-o întreprindere și... Om al muncii. Devenise om al muncii. Om al muncii, dar... Trebuie să recunosc că eram doi străini într-o casă. Am înțeles. Deci n-aveam nicio treabă. În acești 2 ani a apărut și Alexandru. Și Alex. Eu am fost foarte fericită că Dumnezeu mi l-a dat. Bun, vorbim imediat și... Asta am vrut să subliniez și să accentuez mai mult. E foarte interesant acest film pe care vi l-a dat viața fără să vreți cu... primul soț. Dar revenind la ansamblu, pe cine ați întâlnit când ați călcat pragul în calitate de nou solistă? Cine era la ansamblu? Pe vremea mea se purta ca un ansamblu să aibă un cap de afiș. Asta cam prin ce an? 80... În 1987. 87. Cine era cap de afiș? Cap de afiș era doamna Maria Dragomiroiu. Aha. Care de fapt m-a și ajutat în a fi aleasă. În momentul în care am rămas în barem cu cealaltă fată, doamna n-avea o notă de dat, dar avea o părere. O părere, spus. Da. Și au întrebat-o. Fetele, una brunetă, una blondă. Ia zi, ce pe care facem? Ați alege-o? Și doamna a zis în felul următor. Eu nu cunosc nici pe una, nici pe cealaltă. Dar eu cred că asta mică va face carieră. Asta mică eram eu. Uhum. Și trebuie să-ți spun că în decursul celor 36 de ani a fost cel mai bun prieten al meu. De fiecare dată când îmi doream din suflet să merg undeva, tânăr fiind, o televiziune, un radio, nu se purtau spectacolele la vremea respectivă, dar un om care voia să facă un eveniment, dacă era întrebat pe cine să aduc, uite, am o fată tânără, talentată, adică cumva doamna dădea girul pentru mine. Întotdeauna. Da. Și pentru asta îi mulțumesc. Oh,
Oleana noi, copilaș nu mai dura, să-i mâna pe bușteană și l-a zvârlit peste deal, peste deal la Caraiman măi, peste deal la Caraiman măi. Când eram de 12, știam multul cum se trece, treceam mult în lung și în lat, și mergeam ca pe usca, și mergeam ca pe usca măi. Mare lucru să... De fapt știți prea bine că nu numai în ziua de astăzi, întotdeauna în lumea aceasta 90% să fiu indulgent, când te pun, îți cere cineva să recomanzi pe altcineva, nu cunoști, nu ai număr, nu... Eu, e mare lucru să... Eu, din fericire, la capitolul ăsta am moștenit-o. Dacă cineva mă sună pentru un eveniment sau un spectacol sau... Și eu sunt ocupată, le spun în felul următor, dacă vreți pe oricine altcineva, dau eu vă dau acum, numărul de telefon. Discutați. Da. Care a fost primul cel mai emoționant spectacol în calitate de artistă profesionistă deja cu ansamblu? Eu am avut un mare noroc angajându-mă aici. Impresar la vremea respectivă era domnul Bebe Mihu, soțul doamnei Maria Dragomiroiu. Cred că la vremea respectivă nu erau soț și soție, erau, dumnealui era doar impresar. Și a făcut ca cei mai mari artiști de muzică populară, actori, interpreți de muzică ușoară. Asta după Revoluție? Nu, ah. Înainte de Revoluție. Aha. În 87, 88, 89, ah, 90. Deci dumnealui era impresar și atunci. Era impresar și atunci, da. Și am avut norocul să cunosc cei mai mari artiști. Și atunci mi-am dat seama că un mare artist înseamnă o bunătate de nedescris, un mare artist înseamnă o toleranță și o prietenie pe care nu o poți întâlni în altă parte și un om simplu care doar la un artist mare întâlnești. Bine, dumneavoastră, și o să facem acest lucru, dumneavoastră ați dat definiția pentru Wikipedia ce ar trebui să însemne un artist adevărat. Dar eu când vorbesc de mari artiști spun de Maria Cornescu, Maria Ciobanu, Maria Dragomiroiu, Maria Cârneci, Ilana Ciuculete, Ion Dolănescu, Nelu Bălășoiu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, a, mari noștri actori, Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu, Botez, da. Stella Popescu, Mirabela Dauer, Olimpia Panciu. Și toată pleada, toată galeria de aur, toată galeria denumită, de da. Aur a tuturor. Doamna Maria, cu ce piesă, ce piese ați început să vă formați repertoriul? La început cântam foarte, foarte multe piese ale doamnei Maria Cornescu. Trebuie să subliniem odată pe totdeauna, da, că rămâne idolul și dragostea, da, vieții dumneavoastră. O idolizam. Cântam, atât de mult o iubeam, încât învățasem tonalitățile dumnei. Cântam tonurile foarte înalte. Și înalte și între tonuri, da, și foarte deci complicat. Foarte înalte. Și... aici o să fac o paranteză. Eu, după ce m-am angajat la Orchestra Vâlceanca, mergeam la nunți cu frații Pește. Formația Frații Pește vă oferă nou volum cu îndrăgita solistă de muzică populară, Maria Ghinea. Thank you.
celebri frați Pește ai județului Vâlcea, pe care da. Îi salutăm. Și Florin Pește, la un moment dat, m-a registrat pe un magnetofon și a zis, ascultă și tu cum cânti. Păi zic, cum cânt? El era cel mai priceput la casete, da, la magnetofoane, da. La... Zic, cum cânt? Măi, fata mea, tu nu vezi ce note înalte ai. Zice, cântă și tu, do, re, mi, fa, da, sol mai rar. Mai rar, mai da, da, zice, da. Zice, cum să coboară tonurile, că nu poți cânta, zice. E o voce prea țipătoare. Coboară tonurile și el m-a ajutat cumva să cobor tonurile, pentru că... A, deci vă obișnuiți în registrul da, ăla foarte da, acut da, și... Da, foarte înalt, da. Ce frumos mai ce Când ați văzut-o în carne și oase pe Maria Cornesu? Am văzut-o într-un spectacol în județul Vâlcea. Invitată la recital de Orchestra Vâlceanca. Se spărsăseră ușile și geamurile, că oamenii voiau neapărat să intre în sală și toate locurile erau plătite. Deci oamenii plăteau pentru a putea asculta muzica unui artist. Cum ar trebui și acum să se facă. Și... era de o frumusețe rară. Eu nu aveam curaj să intru în cabina în care dumneai se îmbrăca. Deci era spectacolul orchestrei, dar cu erau, cap de afiș era, invitat special? Era spectacolul Orchestrei Vâlceanca, cap de afiș doamna Maria Dragomiroiu, Maria Cornescu și mi se pare că mai era un ai, actor. Invitată. Pentru da, că da, era, da, da, da. Era un spectacol gen de varietăți muzicale. Varietăți muzicale, da, da, da. Da, da, da. Ați văzut-o când a venit sau știați că e în cabină? Cum? A venit, prima dată. A venit, parcă o văd, atât de simplu și atât de... Bună ziua! Deci nu pot să spun câtă... Ați putut să-i răspundeți la bună ziua ăla? Sau nici ați rămas... măcar! Nu, am nu. Rămas blocată! Am rămas blocată și când am văzut cât de frumos se aranja, era, avea cozile alea atât da, de da, frumoase da, 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 da. Și avea un nas în vânt. Și niște ochi de care... Holiu, nasul de holiu, da, da, da. Deci atât de frumos se... Adică era așa o... De fapt, toți mari artiști aveau modul ăsta de a se aranja înainte de a intra în scenă în care ziceai că toate au un secretele, ritual, exact, au un ritual toate înainte ritualurile. De a intra în scenă. Eu nu îmi permiteam să intru în cabine, doar mă uitam după cortină și le examinam gesturile. De la mișcarea, da, cum își făcea da, părul, da, de la da. Spate, față, tot. Și voiam cumva, furam așa cumva din tot ceea ce făceau dumnealor ca artiști. În primul rând, nu vrea să cred că eu fac parte din același grup în spectacol. Pe aceeași scenă veți fi și dumneavoastră și... Doamne ferește! Bine, era o regulă. Acum te persiflează. Te șterge cu umărul
și spune eu cânt acum pentru că am un alt program. Da, trebuie să dă ciorba în fiert la deci fiecare. Deci nu poți să faci așa ceva. Eu niciodată nu o să pot permite să spun că sunt colega doamnei Maria Ciobanu. Ea, ce frumos, sau ce frumos spus. Colega doamnei Maria Dragomiroiu, care mereu m-a certat să nu mai vorbesc la persoana a doua cu dumneaei. Și am zis, nu pot, eu nu pot permite lucrul ăsta. Pentru mine sunteți un artist pentru care îi mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt contemporană. Eu nu pot face lucrul. Da, același lucru am pățit-o și eu în copilăria mea cu domnul Ionuț Dolănescu. Când mă spuneam, mă, lasă-mă mai domniat, zi-mi Ionuț. Nu, n-am putut din gură să spun Ionuț vreodată. Pentru că dumnealor acum este, eu încerc cumva să, în drumul meu, să merg pe un drum curat. Dar e o amestecătură de toate pentru toți. Nu, Maria, dar nu... Bine, și felul dumneavoastră de a fi. Nu vă deranjează ștersul ăla de la umăr, de la toate sau toți? Ei au de pierdut. Eu poate că sunt tolerantă și că am un bun simț pe care... Dar vreau și eu să vă întreb vreodată. Ați făcut vreun circ, vreo mahalau, vreun scandal mare, ceva? Niciodată? Niciodată. N-ați strântit, n-ați spart nimic? Niciodată. Cabină, nu-mi place aia, nu-mi place aia? Niciodată. Niciodată. Eu dacă am întârziat la un eveniment sau la un spectacol, mi-am cerut scuze de 1000 de ori. Pentru că în decursul drumului meu profesional am întâlnit niște profesioniști care mi-au dat sfaturi atât de prețioase încât le urmez cu sfințenie la fiecare eveniment, la fiecare apariție în fața publicului. Asta înseamnă să fii artist. Doamna Maria, am vorbit la nivel local cu ansamblu, cu păcat că nu erau atunci telefoane să facă poze cu doamna Maria Cornescu, așa de rare sunt și... Am acasă, am și căutat-o ieri, pentru că venind aici a trebuit cumva să aduc ceva din amintirile mele. Da, să știți, la Imbol Media, asta valabil pentru toți artiștii ce vor urma să participe, aici se vine... obligatoriu, cu toată arhiva, de la casete, dacă aveți, nu știu, și gravuri în piatră vechi, cu dumneavoastră le aduceți, că trebuie să vadă cei de acasă arhiva și începuturile. Și căutam o fotografie pe care doamna Maria Cornescu mi-a dat-o, era fotografie alb-negru și era... Cum erau cărțile alea poștale? Mai micuță un pic, era în brațe cu una dintre fetițe. Vreau să aud și eu din acest glas care bucură atâta lume... Cum sună ceva de la idolul și de la persoana care a născut în inima Mariei Ghinea focul pentru cântecul popular românesc? Să știi că mi-am permis ca pe cea mai recentă înregistrare alături de maestru Nicolae Bodgroș și lăutarii de la Chișinău să pot interpreta o piesă a dumneiei care se numește Dacă n-ar fi lumea rea. Și doamna Maria Cornescu, căruia îi mulțumesc, mi-a spus că pot să o interpretez. Și cumva în momentul în care am interpretat-o am și revăzut-o cât de frumos cânta și câte aplauze și câte omagii primea în momentul în care cânta acest cântec. Aura pe scenă de la prima vedere atunci. Da. Vă ascult cu drag. Dacă n-ar fi lumea rea, aș iubi cât aș putea. Aș iubi cât aș putea, măinică, dar e lumea rea și spune și mă face de rușine, și mă face de rușine, neică. Hei, hei, ofnică, ofnică, niculiță, ce dor mi-e de-a ta guriță, că guriță ca ta, măi, n-are nică nimenea. Vindem ochișorii tăi și stau cât îmi cerbe. Dacă-mi dai și inima, eu ți-o plătesc cu dragostea. Dacă aș avea lume dor, poate aș trăi mai ușor, poate aș trăi mai ușor, mai neică. Inima, de mi-a topit inima, măi neică.
închișoritei și-ți dau gânduri cerbii. Tu când dai și inima eu te plătesc cu dragoste. Câte inimi au bucurat aceste melodii, câte suflete inimi s-au răcorit, s-au încins și mai și. Doamna Maria Ghinea, când a început efectiv ruperea de județul Vâlcea și când ați, sau cine v-a explicat odată pentru deauna, tu ești pentru țară, nu numai pentru Vâlcea? De foarte, foarte multe ori, eu înregistrând primele piese alături de maestru Dorel Manea, mă mai intersectam cu maestru Constantin Ceaușu. De la Scornicești, mi se nu, pare. De la Drăgășani. De la Drăgășani. Da. Și spunea, cânți, ei și, ai și tu un album, ai și tu ceva ca să poți să demonstrezi că ești un artist pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o voce frumoasă. Nu ești un artist. Când pe aici, pe la noi, pe ala. Și asta m-a determinat cumva să, nu neapărat să-i demonstrez dumnealui, dar să-mi demonstrez mie că pot. Și în momentul în care, din păcate, maestru Dorel Manea a murit, a trebuit să-mi găsesc un om care să lucreze cu mine, cumva să pot să realizez un album. Și tot cu dumnealui întâlnindu-mă, am un cântec să ți-l dau. Vrei să-l cânți? L-am ascultat. Acel cântec era Dragoste, o floare rară. Și am zis, eu n-o șlagărul dumneavoastră, și am zis, unul din... Eu n-o să-l cânt. Șlagăre. Păi de ce? Pentru că nu pot. Mă reprezintă atât de mult cântecul ăsta, că probabil eu o să plâng toată interpretarea cântecului și nu o să-l și pot. Mă duc undeva, o să plâng. Și a zis în felul următor, dacă tu vei cânta acest cântec cu durerea sufletului tău și cu trăirile sufletului tău, îți garantez că va fi cel mai mare șlagăr al tău. Și trebuie să-ți spun că a avut mare dreptate. Dragoste, o floare rară este cântecul care l-am imprimat pe primul meu album intitulat La mulți ani, măi omule. Cântec care a fost apreciat extraordinar de mult. Și aici mă întorc tot la prietenii dragi sufletului meu, dar din păcate marea parte a oamenilor care m-au ajutat au decedat. Așa cum s-a întâmplat și cu Aurelian Preda. Eu, în momentul în care am înregistrat cu regretatul Dorel Manea, m-am întâlnit cu el, dar tangențial, fără să-l văd. Și o domnișoară de la Pitești, care avea un post de televiziune local, ne-a invitat pe amândoi. Eu, văzându-l în garderobă, zic, doamnă, domnișoară, zic, dar cum se pliază cântecul popular cu modelingul? Zic, ați adus un manechin, ce caută el aici?
Și a zis, nu, doamna Maria este interpret de muzică populară. Cum să fie interpret de muzică A, nu populară? începuse nici domnul Aurelian să Nu era la pătrundă. începuturi, era la începuturi. Ce povestesc eu acum se întâmpla în 1997. A, era cunoscut pe zona Argeșului, Pe dumneavoastră zona pe zona Argeș, Vâlcii Vâlcii. și Da, ne-am da, da, întâlnit da, da, da. acolo. Și el, după emisiune, s-a simțit foarte bine alături de mine și a zis, știți, am un post de radio unde eu sunt realizator. Nu vreți să veniți și la mine? Și am zis, ba da, Aurelian, vin și la tine. Când trebuie să vin? Păi, uite, duminică. Păi, o să vin. După ce am terminat emisiunea, era tare, tare fericit, zice, știți, se va deschide un post de televiziune. Și acolo o să ajut tot ceea ce înseamnă artist care n-a putut pătrunde în televiziunea română. Acolo unde... La rândul ei știind Da. furcile astea caudine ale televiziunii române. Și eu zic că eu am luat-o la mod de dialog. Zic că am fost la o cafea, am vorbit, dar Aurelian Preda împreună cu Cornelia Duță au fost cei care m-au ajutat cel mai mult. Dacă ei nu iubeau dragoste, o floare rară, dacă probabil m-au iubit și ca suflet. A făcut ca dragoste, o floare rară să fie în postul de televiziune Etno TV șlagărul anului. Șlagărul anului. Da. Atât de mult m-au promovat și atât de mult m-au adus în fața iubitorilor de folclor, încât am fost și foarte apreciată de toți ceilalți, dar m-am bucurat și de această piesă care, din nefericire, n-am vrut-o la început. Și vreau să vă ascult. Cu drag o să le cânt, mai ales că așa de mulți prieteni am datorită acestui cântec. Dragostea în lume e ceva sfânt, fiecare o vrea pe acest pământ. Dragostea e o floare rară ce înflorește în primăvară și te îmbată cu al ei miros. Dragostea e o floare rară ce înflorește în primăvară când iubești ce-i bun și ce-i frumos. Cum din întuneric nas lumini, cum și florile cresc între spini. Și o dragoste curată o întâlnești în viața toată, dacă ne-a minciuna n-are loc. Și o te-ai răbdare și puțin noroc. Fiecare lume are un rost, însă eu nefericit am fost. Cam iubim de floare și acum inima mă doare că în dragoste n-am avut noroc. Lacrimi de margaritare par să curgă și mai tare că în dragoste n-am avut noroc. Și acum există eveniment așa între, mai ales între prieteni, să nu se ceară nu, niciodată. Maria, o strofă măcar, o Nu, strofă măcar. nu există niciodată și
Eu am făcut ca acest cântec să fie cântecul de deschidere a programului meu la evenimentele private. Am modificat ultima strofă și am făcut-o cumva să pliez Mirele și Mireasa Mirele și Mireasa, în ea da. și o cânt cu mare drag. Doamna Maria, cu ajutorul acordat, de fapt cu ambiția pe care acest om a avut-o, regretatul Aurelian Preda, și cu puterea și cu sacrificiile pe care le-a făcut în această lume, și dumneavoastră faceți parte din oamenii ce au pornit un drum frumos alături și împreună cu... Sunteți generația care ați răzbătut după Revoluție. Să știi că nu există moment în care să merg la o biserică să nu-i aprind lumânare. E bine cunoscut acest lucru. Este omul care a făcut ca noi, eu, Ileana Lăceanu, Nicușor Iordan, Simona Dinescu, Gheorghe Gheorghe, Ileana Matus, să fim artiști iubiți de public. Deci a adunat, cum a fost și dumnealui, a adunat artiștii zonelor fixați acolo, i-a adunat și i-a adus la nivel Și de ne-a țară. creat un grup de prieteni. Noi am fost extraordinar de buni prieteni până când cumva ne-am luat fiecare zborul. Dar a făcut foarte mult pentru noi. Dar telefoanele de amintire de când e timp există între dumneavoastră. Există, da. Există și în momentul în care cumva ne aducem aminte de momente, mai ții minte ce zicea Aurelian, pentru că la cât de bun prieten era cu mine, avea atâta putere să-mi spună și atunci când greșeam. Și greșeala, Da. greșeala. Spunea, uite, mi-a spus X. Păi mă, Aurelian, dacă tu consideri că eu am făcut lucrul ăsta, tu mă cunoști, crezi că aș fi putut eu să fac lucrul ăsta? Eu am știut că tu nu l-ai făcut, dar ai grijă cu cine Ai umbli. grijă că să nu Nu, l-ai ai făcut, grijă cu dar din cine gură umbli. să spune că ai făcut. Da. Bate vântul, bate rece și durerea nu mai trece. Sufletul mi se usucă ca frunza din pom când pică. Doamne, cu ce am greșit, de așa mult am pătimit. Sora mi-a fost suferința, iar Alina are credința. Chiar dacă eu pătimesc, Doamne, ce mult te iubesc, nu trec peste voia ta. Oricât tu mai încerca, ce soartă blestemată, să nu pot să ies la poartă. Lacrimaliu dă obrazul, eu de-abia îmi duc necazul. Lacrima nu se oprește și durerea mă topește, tac și nu spun nimănui mai decât mă rog Domnului și îi spun în șoaptă așa, Doamne, de m-o-i asculta atunci când o fi să mor, să mă iei, Doamne, în somn. Anii au trecut, a apărut și Dragoș. A apărut și Dragoș și trebuie să îi mulțumesc bunului Dumnezeu Cum că l-a primit Alex acasă? asta voiam să-ți spun. Dragoș și Alexandru sunt doi frați care, în primul rând, seamănă foarte mult. Probabil faptul că mi-au moștenit Gena dumneavoastră, ochii aha. mei, seamănă foarte mult. Se înțeleg foarte bine, se ajută tare mult și fac ca diferențele să nu se vadă, că unul vine din prima căsnicie și celălalt din a doua Din a doua căsnicie. căsnicie, da. Cât sunteți la mama acasă, atât sunteți frați la masă. Aveți grijă, copilași, voi mereu rămâneți frații mă.
peste ani măi, de-ți avea mamă dușmani măi, care nu vă gândesc bine, să vă amintiți de mine. Sunt doi copii cu minți, au familii, sunt bunică din partea amândurora. Amândurora? Da. A, și Dragoș? Dragoș are o fetiță. Ce s-a grăbit să vă trăiască? Dragoș are o fetiță care are 3 ani. Păi eu m-am uitat pe niște poze mai devreme dintr-un album pe care o să arătăm așa puțin, că ei nu vor să ei apară. Ei nu vor și adică eu respect decizia lor. Păi la ce poze am văzut eu? Zic că ăștia sunt șmecherași de șmecherași și uite și... No. V-au păcălit fetele de vreme. Da, eu am două nurori frumoase și le iubesc pentru faptul că băieții mei sunt fericiți alături de ele. Patrick este primul nepot care are, acum în noiembrie împlinește 11 ani. Oh. Și sunt, zic că sunt o mamă fericită. Să vă trăiască și Doamne, tuturor ajută la toată ce lumea. Urmăresc. Cum vă spun, bunii sau... Bunii. Bunii sunt din partea lui Patrick, pentru că Eva Maria locuiește în Anglia și ne vedem răruța. Online. Și odată pe an acasă. Și dacă vă treziți că spune bunii vreau să cânt? Ce m-aș bucura. Da? M-aș bucura, da. Scumpii mami, dragi copii, azi tot focul inimii. Vreau și voi să aflați, rău să nu mă judecați. Nu știu, mamă, te-am putut să vă dau cât voi ați vrut, dar să nu mă măsurați după alți oameni bogați. Astăzi vă mărturisesc la cât de mult mi-aș fi dorit eu să pot să vă dau pământul tot. Numai, mamă, să nu fii, să trudești noapte și zi, și putere tot să n-ai, la copii mai mult să dai. Dar pe băieți nici gând să fi forțat sau să fi încercat. Am cochetat un pic cu Dragoș, dar până la urmă, în perioada copilăriei, adică am făcut un colind, apoi am făcut un cântec împreună când el era mititel și apoi a zis, nu și e de mine, mamă. Și la mingea și s-a dus și a văzut treaba lui. Nu e de mine, mamă. Purtați o mare recunoștință doamnei Teodora Popescu, doamnei Florentina Sadmari. Doamna Florentina Sadmari a fost primul realizator care m-a invitat în televiziunea română și primul realizator care m-a ajutat cumva, n-aveam piesă și am înregistrat-o în televiziunea română. A, chiar în TVR ați? În TVR, parcă-l și văd pe maestru Cotoanță. Fie țărna ușoară, da. Fie țărna ușoară și am cântat un cântec pe care cumva l-am reînregistrat, Nică mult te-am mai iubit. Decât cu Cobză? Nu cu Cobză, cu orchestra televiziunii. Da. Paraschiv Oprea era? Da, domnul Paraschiv Oprea era dirijor și erau instrumentiștii din vechea gardă. Da, păi bineînțeles. Asta se întâmpla în 1988. Aveți înregistrarea? Am avut înregistrarea, dar... darnică fiind. Vedeți de ce vă luați de mine, că postăm ceva mai rar, o să postăm, dar vă dați seama că eu trebuie să mă duc acum acasă la București, să mă duc la Temișana și să intru prin toate subsolurile de, să caut caseta. Da, foarte frumoasă era emisiunea. Doamna Florentina Sadmari avea o emisiune care se difuza sâmbătă după amiază. La Hanul cu cântec, cred. Da, în stilul lui caracteristic, restaurant, la Han, la Hanul Manuc, de obicei filmam mult. Da, și, dar am filmat în televiziune, foarte frumos și aș fi tare bucuroasă dacă aș mai putea revedea acea filmare, pentru că parcă mă și văd, aveam o coadă împletită pe parte și plină de emoție. Eram eu și Mariana Ionescu, debutante la Orchestra Vâlceanca.
Și doamna Maria Ionescu a fost la Vâlceanca. A fost la Vâlceanca. Eu m-am angajat în 1987 și a venit în 1988-89. Aha. Da. Hei, anii au trecut. Anii au trecut. Oamenii și apoi s-au înmulțit cu milioane să vă iubească. Nu știu dacă sunt milioane, dar eu le mulțumesc. Ei mi-au făcut. Până să discutăm actualitatea și ce e de viitor, vreau să fac o scurtă paranteză. Dumneavoastră ați fost o carte deschisă despre ceea ce ați trăit în viața dumneavoastră, nenorocirea, că asta nu este un decât o nenorocire, dar eu vreau să vă întreb, nu vreau să amintim nimic, atât vreau să vă întreb un singur lucru. Deja cunoscută, deja respectată de oameni, invitată, cum a fost să plecați cei pe dumneavoastră și în ladă de la zero? Ăsta trebuie să fie un exemplu pe care mai ales tinerii aș vrea să-l... Că toți tinerii să vaită dacă nu au ei ultimul telefon sau ultimul ceva, e nenorocire. Eu de asta am și fost o carte deschisă, pentru că sunt extraordinar de multe femei care n-au curaj, care n-au încredere, care nu pot să pună punctul pe ei. Eu și astăzi aș pleca cu o valiză doar cu darul de la Dumnezeu. Doamna Maria, la ora actuală, după câte ați, ce trăit, că asta nu-i trăit și ați chinuit, ați spune unei femei la prima palmă să plece? Da. La prima palmă? La prima palmă. Dacă ai acceptat prima palmă, înseamnă că o accepti și pe a doua, înseamnă că mergi către dezastru. Eu consider că o relație dintre doi oameni se bazează pe dialog, se bazează pe respect, se bazează pe toleranță. Dacă lucrurile astea nu există, de ce un bărbat să dea într-o femeie? În momentul în care lucrurile discutate la masă nu mai merg, e important și frumos și decent să spui, nu mai merge. De ce să nu fim prieteni? De ce să ne ocolim pe stradă? Nu mai merge. Să fii sănătos, să ai o viață frumoasă, să te bucuri de tot ceea ce-ți dorești. Poate că Dumnezeu îți va scoate în cale o femeie care să te înțeleagă și drumurile noastre merg separat. Frunză verde de alun, o poveste am să vă spun, măi. Cum au fost zile Oh,
La ora actuală am în față materialele care v-am mândrit și vă făliți așa ultimele. Ei, sunt doar trei albume cu maestru Nicolae Bodgroș și Lăutarii, dar eu am 7 albume cu maestru Nicolae. 7? 7. Înseamnă că vă face și o reducere la 7 materiale. Nu că îmi face o reducere, dar eu... Știu că e și drag și dumnealui să lucreze. Atât de mult îl prețuiesc. Și atât de mult îl respect. Uite așa, colegul, ca un evan. Tai cât un pic să se vadă, după cum o să le punem celor de acasă să... Și îl rog pe bunul Dumnezeu să îi țină nemuritori atât pe Lăutari, cât și pe maestru Nicolae Bodgroș. Să-i țină Dumnezeu, pentru că fac lucruri frumoase, și mă rog la Dumnezeu să ne țină și lăutarii noștri. Să știi care că... se chinuie să țină aceste orchestre din România, chiar și la Vâlcea, la ora actuală. Eu la Slatina trebuie să spun la că sunt tare fericită. Băiatul cu care am început acum 36 de ani, eu ca solist de muzică populară, el ca instrumentist, ca violonist, Cristian Dumitru, pe astăzi care este dirijorul ansamblului Doina Oltului și sunt foarte mândră de el. Cristi Caliu la Vâlcea. La Vâlcea, da. Deci am avut câțiva colegi care au demonstrat că ei merită să-și ocupe locurile de astăzi. Plecați dintr-un sătuc ca și dumneavoastră, dintr-o casă simplă? Cristi Caliu de la Ionești, de peste Olt de mine, Cristi Dumitru de la Drăgășani, tot vâlcean, și sunt mândră și de faptul că sunt dirijorii acestor orchestre, Cristi la Vâlcea și Cristian Dumitru la Slatina, și pentru faptul că și-au dorit să demonstreze că pot fi dirijorii unei orchestre. Soarta mea nu a fost bună, dar am copii ce mi-a lină. Sufletul și inima, atunci când noi mai puteam. Viața mea e viața mea și mă lupt cum pot cu ea. Mulțumesc din tot sufletul pentru prezență, doamna... Să nu spui că s-a terminat. S-a terminat, s-a Doamne, terminat. Ce dar, e frumos totdeauna se termină. Dar aici, termină la Inbormedia, vă mai aștept, sper că v-ați simțit bine la noi. Tare bine și trebuie să spun acum că s-a terminat, că eu te prețuiesc tare mult și eu te țin minte de copil.
parcă te și văd mic, slăbuț, alături de doamna Maria Ciobanu. La Galicia ne-am întâlnit prima dată la un spectacol acolo și eu eram pe lângă fusta dumneai pe acolo. Da. Deci sunt tare mândră că, uite, tu demonstrezi că iubești artiștii de vârsta mea, artiștii poate mult mai în vârstă decât mine. Zic eu că artiștii generației de aur. Când albea mereu pânzele la râu, din pălagurile gânta din grâu, cu veneai cu fluierul la vreu. Rufele mele vite erau grele, m-ajutai să merg acasă cu ele, să spun focul dorurilor mele. Când era gutuiul bobocit, ai venit la maica mai pețit, Doamne, bine-i omul când e fericit. Când era gutuiul bobocit, ai venit la maica mai pețit, Doamne, bine-i când e omul fericit. Slăuleam, neică, prin lungi, tu mă desfire, dai cu vorbe dulci. Ce frumos era, neică, pe atunci. Reul murmurau în cânt de dor, grira și ne cântau de zor. Frunza-n ploc se legăna ușor. Când era gutuiul bobocit, ai venit la maica mai pețit, Doamne, bine-i când e omul fericit. Când era gutuiul bobocit, ai venit la maica mai pețit, Doamne, bine-i când e omul fericit. Da-i Artiștii care au respectat și trebuie să-ți spun un lucru. Eu, de exemplu, n-am făcut niciodată naveta cu trenul între spectacole, așa cum face și acum doamna Mioara Velicu. Da. Deci e un om extraordinar de activ și doar datorită dumnealor noi am avut niște repere în viață. Mulțumirile vin din partea echipei și să ne fiți alături, așa cum îi ruși pe cei de acasă, să distribuiți materialele noastre și să ne fiți alături, pentru că tot ceea ce facem să rămână o amintire frumoasă din viața marilor artiști. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru aprecieri. De acum vă mulțumesc că știu că vor fi și nu uitați să distribuiți încă o dată materiale, să fiți alături de noi, să ne susțineți. Iar mie îmi puteți scrie oricând, vă răspund și încă o dată, vă aștept cu proiecte, iar celor cu care deja am discutat, să fiți alături, stimați prieteni, să vedeți aici ce o să iasă. Doamna Maria Ghina, mulțumesc din suflet, vă salutăm pe data viitoare. Doamne ajută!
Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-a făcut Doamne Sfinte și ca om și ca părinte. Văd cum se duc zilele și că mi-albesc tâmplele. Poate că nu am știut să-i dau inimii mai mult, dar așa am ales eu cât mă ține Dumnezeu. Aduc la copii acasă, măi, urme pe pământ să las, măi, dar așa am ales eu cât mă ține Dumnezeu. Să aduc la copii acasă, măi, urme pe pământ. Am știut care anume este rostul meu pe lume și l-am făcut Doamne Sfinte și ca om și ca părinte. Am știut care anume.